Provocare pentru adevărații fani Fixiki. Se ia telecomanda de la televizor, se învârte de 3 ori în sensul acelor de ceasornic, apoi se caută postul de... În lumea asta mari sunt și creaturi micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s Fixiki, da. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Fixiki. Ruxecelul. Simca, poți să-mi dai uneltele? Aș vrea să exersez cu ele puțin înainte de examen. Poftim! Te pricep cu chestia aia. Da? Nu cred că sunt așa bun. Eu voiam un aspirator. De fapt ai fost destul de aproape. Măcar a reușit să apuce furtunul. Nu e deloc amuzant. Pentru a obține un instrument dintr-un ruxăcel, un Fixiki nu trebuie doar să apese butonul de pe piept. Trebuie de asemenea să-și imagineze instrumentul de care are nevoie. După ce devin adulți, acest lucru este foarte ușor de făcut. Dar cât sunt copii, ei trebuie să studieze din greu pentru a stăpâni această abilitate. Fixiki învață despre unelte noi și dau examene pentru a dovedi că știu cum funcționează. Dacă aceștia trec examenul, noua unealtă va fi adăugată în ruxăcelele lor. Într-un ruxăcel poți găsi tot felul de unelte folositoare: șurubelnițe, ciocane, scări, aspiratoare, chiar și pistoale de lipit. Dar multe dintre uneltele pe care Fixiki le utilizează arată diferit de cele folosite de oameni. Iar motivul pentru asta este foarte simplu, anume că Fixiki trebuie să repare aparate care sunt mult mai mari decât ei. Mi-aș dori să știu pe ce uneltă vom da examenul. Imediat! Stai chiar aici! Bunicule! Ce este? La examen! Despre ce unealtă vei întreba? E un secret! Ce păcat! Dar sunt sigur că poți păstra un secret, nu? Desigur! Atunci îți spun! Examenul de astăzi este despre clești, vezi? Nu vei spune nimănui, nu-i așa? Nici vorbă! N-am să trec. Ba da, v-a întrebat despre clești. Ha? De unde știi asta? E un secret. He. Bine, Digit, vezi dacă poți scoate cleștele de acolo. Să ai un clește este foarte util. Poți să repar lucruri dacă ești abil. Dar ai grijă cu un clește, fiindcă degetul rănește. Cleștele e foarte util. Dar ai grijă cu un clește, fiindcă degetul rănește. Cleștele e foarte util. Foarte bine, te descurci. Mersi mult, Nolik. Nu mie trebuie să mulțumești. Bunicule, mulțumesc mult. Pentru ce? Pentru secret. Ce secret? Despre clești. Asta. Știi ce? Am ales un nou subiect. Am decis să întreb despre ciocan. Ciocan? Numai că e secret. Îmi aduc aminte. S-a schimbat subiectul. Este ciocanul. E sigur de asta? Normal. În regulă. Voi încerca să-l scot. Ciocanul e... Grozav! Sunt sigură că vei trece! Doar dacă mă întreabă despre ciocan! Mă întorc imediat! Bunicule, sigur rămâne ciocanul! Nia! Ciocanul e mult prea ușor pentru acei copii. Am să întreb de bormașină. Bormașină? Doar că... E un secret! Acum știu! Fără nicio îndoială! E despre bormașină! Burghiul este foarte util. Să dai o gaură nu e dificil. Cu burghiul...
mașina? Stai! Menghina și chei franceze, fieră, strău, ciocan și clește. Toate acestea-ți folosesc, sunt minunate, da. Asta-i tot! Mi-a fost de ajuns! Mă duc să dau examenul! Da! Deget? Poți să intri! Profesore, ce vrei să mă întrebi la examenul de astăzi? Nimic! Ai trecut deja! Cum? Vrei să spui că nu mă vei întreba nimic? Nu e nevoie! Ești priceput la obținerea uneltelor dintr-un rucsăcel. Dar de unde știi asta? Este un secret! Și noi, Fixiki, știm cum să păstrăm un secret. Imediat începe un episod nou foarte interesant. Fixiki. Bani. Alo? Fire, poți să mă ajuți, te rog? Scuze, Verda, trebuie să mă duc la depozit, chiar acum. Dar te-am ajutat ieri, nu-i așa? Și eu te-am ajutat alaltă ieri. Da, dar ce zici de săptămâna trecută? Te-am ajutat de 3 ori. E bine, eu... V-ați ajutat când ați avut nevoie. Nu văd de ce trebuie să numărați. Desigur că nu, Tula. Tu cer mereu ajutor din partea noastră. Nu-i adevărat, Verda? Uite cum Elisa îl ajută pe profesorul, e un genius. Iar ea nu se ceartă cu el. Așa-i, doar e îndrăgostită de profesor. De fapt, e locul ei de muncă. Ajutându-l pe profesor, ea primește bani. Bani? Ce idee bună! Banii se învârt constant din mână în mână. O persoană își face treaba la locul de muncă. În schimb, primește bani. Poate folosi bani pentru a cumpăra lucrurile pe care le vrea, precum haine sau mâncare. Să plătească pe cineva pentru munca sa, precum o cursă oferită de un taximetrist, o tunsoare de la o frizeriță sau un computer reparat de un tehnician. Toți oamenii au un rol în circularea banilor. Spre deosebire de oameni, Fixiki nu folosesc bani. Ne descurcăm foarte bine fără ei. Vom face ce fac oamenii. Dacă muncești pentru cineva, acela te va plăti. Și dacă vrei ajutor, tu plătești. Și așa nu vor mai fi certuri și acuzații false. Și aceștia sunt pentru Simca și Nolik. Acum este corect. Bani? Ce ar trebui să facem cu ei? Nu știi? Plătești pe alții să te ajute. Nu-mi place ideea asta nouă deloc. Deloc. Banii nu sunt altceva decât bucăți de hârtie.
deși banii sunt printați într-o procedură secretă, noi tot știm câte ceva despre proces. Hârtia folosită este obținută din bumbac și in. Este mai puternică decât hârtia normală făcută din lemn, ceea ce înseamnă că nu se rupe la fel de ușor, chiar dacă o împăturești de mii de ori. Cerneala folosită în printarea banilor este și ea specială. Ea nu se șterge de hârtie și nu se decolorează la soare. Și nu doar atât, cerneala are aditivi secreți care pot fi văzuți doar dacă te uiți la bancnotă sub o lumină specială. Acest lucru protejează oamenii de a folosi bani falși. Iar din aceleași motive, desenele inscripționate, firele de metal și cuvintele minuscule sunt adăugate pe bancnote. Cuvintele sunt greu de citit. Asta dacă nu ești un fixic. Sper că nu am zis mai mult decât ar fi trebuit. Ei bine, e gata. E timpul pentru un test. Ce vom scoate la imprimantă? Un cuvânt cu o valoare adevărată. Da, ceva chiar de preț. Nu, cuvântul nu va fi bani. Așa e, mult mai valoros. Prietenie! Finish! Fixiki. Senzorul de mișcare. Această piesă trebuie înlocuită cu una nouă. Am o idee! Ce-ar fi să mergem noi la depozit să o luăm? Pentru că tu nu ai timp să te duci și astfel poți continua să lucrezi. Bine atunci, doar să țineți minte codul piesei. A, 8375. Îmi voi aminti cu siguranță. De ce Elisa e mereu acolo la momentul nepotrivit? Trebuie să așteptăm până când pleacă. Pentru ce? Ne strecurăm prin spatele ei. Digit, ai găsit piesa? E aici. Suntem gata? Da, suntem gata. Haideți. Profesor Eugenius, ești aici? Știi de ce s-a deschis această ușă? Ah, și s-a închis singură? Bineînțeles că știu, Elisa. Pentru că am transformat-o într-o ușă automată. Vezi tu, am instalat un senzor de mișcare deasupra ei. Un senzor de mișcare este ca un ochi electronic care urmărește tot ce se mișcă în fața lui. Te-ai întrebat vreodată cum de ușile se deschid singure în magazine sau la aeroport? Se deschid cu ajutorul senzorilor de mișcare. Dacă senzorul vede că cineva vine spre ușă, trimite un semnal către motorul electric al ușii. Motorul electric deschide ușa și apoi o închide automat după ce persoana trece prin ea. Omul acesta e uimitor, însă cam dezordonat. Ușa e automată acum? Atunci de ce nu s-a deschis pentru noi când am venit? Pentru că suntem prea mici pentru senzorul de mișcare. Dar piesa e mai mare decât noi. Destul de mare ca senzorul să o vadă. Atunci cum intrăm acolo? Putem păcăli chestia aia dacă stăm aproape de perete. Să ținem piesa cât mai aproape de perete. Ușa e puțin prea automată. Iar piesele acestea? Nu le dusesem de aici? Senzorul tot ne-a observat. Uitați ce trebuie să facem, să-l stricăm. De ce trebuie să-l stricăm? Tot ce trebuie să facem este să-l dezactivăm. Senzorii sunt folosiți pentru a ajuta oamenii în tot felul de situații. De exemplu, senzorii de mișcare observă când cineva se mișcă pentru ca ușile să se deschidă sau luminile să se aprindă. Unele automobile sunt echipate cu senzori de ploaie. Dacă începe ploaia sau ninge, senzorul pornește automat ștergătoarele de parbriz. Există de asemenea senzori care reacționează la lumină. Seara, când se întunecă, senzorii de lumină pot fi utilizați pentru a aprinde felinarele și dimineața, când se luminează din nou, senzorul le oprește. Un detector de fum simte când e fum înăuntru. Senzorul poate fi folosit pentru a activa o alarmă de incendiu sau chiar un sistem automat de stingere a incendiilor.
Gata, l-am oprit. Acum ar trebui să meargă. Bună treabă, să mergem. Profesor Eugenius, misiune îndeplinită. Bună treabă, Fixiki. De fapt, nu așa bună. Această piesă este A7583. Aha. Și eu am cerut A8375. Digit, nu ai zis tu că știi codul? Da, îl știam, dar cumva l-am uitat. Digit, nu pot să cred că l-ai uitat. Bine, va trebui să mai mergem încă o dată. Mulțumesc, dar lăsați, mă duc eu de data asta. Am uitat să-l avertizez pe profesor că am oprit senzorul. Și mi-e teamă că se așteaptă ca ușa să se deschidă automat. Profesore! Stop! Iartă-ne, nu am vrut!